sfârșitul 2015, începutul 2016, dar s-a pus o singură dată pietriș, dar acum 5 ani. În rest, nimic. Nimic. Nimic, nici un bec schimbat. E foarte bine. Scăpăm de noroi, de apă, suntem bucuroși. Cel puțin eu, foarte bucuros. Să vină asfaltul. Să vină asfaltul, nu? Să vină asfaltul, umblăm și noi cu pantofii curați. Da. Nu că îi prinde pământ. E mai bine sau e mai rău ca foarte înainte? Bine dacă se pune foarte treaba bine. Asta. E și foarte bine. Foarte bine. Dacă apare strada nouă, arată altfel, imediat și noi ne bucurăm. Ce mai e necesar în zona noastră? Păi dacă o să avem piatră și, na, cu timpul și asfalt, ce să mai vrei? Na, e bine. Un lucru foarte bun. Se vede o diferență între primari, viceprimari, consilieri. Și în trecut ați mai făcut demersuri pe la primărie? Ați mai solicitat sprijin? Am mai făcut, da, am făcut demersuri. Niciun rezultat. De pe vremea lui Todașcă plângem. Și? Și nimic, nicio rezolvare. În 2011 am cumpărat, în 2014 m-am mutat. Și din 2014 până în 2019 nimic. S-a întâmplat ceva? Nimic. Eu am pus până aici, până mi-au fost mie piatră și... Pe banii noastre. Exact. Și apă am făcut noi și curentul am făcut noi. Și dezvoltatorul a făcut ceva pentru noi? Domnul Prișor, nimic, se laudă pe spatele nostru. Și primăria? Primăria deocamdată. Asta e primul lucru care l-a făcut primăria până acum pentru noi. Pe aici a fost nenorocire, ce-a fost. Mai ales încolo, partea de la mine încolo, nu puteai să mergi de noroi. Până jos era noroiul. Păi n-aveai cum să intri în curte. Exact. Plin de noroi, plin de noroi. Și acum când am scris că mulțumesc domnul primar, unul, nu știu, pânzariu sau nu știu cum, nu știu cine, nu mă știu cine, că de ce le mulțumești că aia... Păi cum mulțumesc că vechea conduce n-o pus și eu pus, cum să nu le mulțumesc exact. Dacă o băgat? Domnul vice și domnul primar, i-am zis, mulțumesc. Și eu zis că de ce trebuie să mulțumesc că aia trebuia să facă dezvoltatorul? Da, nu știu cine e, că eu nu știu. Lumerea, când face nu bine că face, când nu face, de ce nu face? Încă acum actuala conduce face ceva pentru comună, uite. Și acum faptul că primăria... face cât de cât drumul, ce părere aveți? Cum o părere, da, cu ce părere poți să ai când vezi că se fac lucruri bune? O părere bună, nu? Ne aflăm în Puz Oprișor, de asemenea un Puz tot privat ca multe altele din comuna Săcălaz. Un Puz unde dezvoltatorul chiar n-a făcut nimica, a lăsat totul în seama primăriei, iar oamenii din această zonă nu au fost băgați în seamă de ani de zile. Noi am intervenit pentru a repara acest drum, pe cum îl vedeți și dumneavoastră, pentru a-l face cât de cât circulabil. E adevărat că asfaltul e cea mai bună soluție, dar până va veni acea vreme, e normal ca acest drum să-l reparăm și să poată oamenii din această zonă să circule pe el cât de cât civilizat. Ia sună-l, te rog! Am o oră jumătate de 8. În jur de 8. Aproximativ 8 ceva. E trecut de ora 18. De ce spun asta? Fiindcă toată lumea știe că vinerea e o zi scurtă la stat, iar noi suntem la treabă.